Bună, el este Vlad Iustin. Bună, Vlad! Bună, eu sunt Vlad! Vlad nu merge încă la școală, urmează să intre în clasa pregătitoare, dar până atunci învață să citească cu ajutorul programului de citit. Cum să-l înveți pe copilul tău să citească? A parcurs deja primele 30 de zile și astăzi ne va demonstra un test ca să înțelegem cât de bine a reținut cuvintele. Este pentru prima oară când va face acest test. Mâncare. Salam. Pateu. Nu. Gem. Suc. Ciorbă. Cuvinte combinat. Măr roșu. Kiwi verde. Chiar mi-a lăsat foarte mult timp. Televizor mare. Cățel mic. Nu, farfurie, ceai fierbinte. Biscuite dulce. Veselo. Farfurie. Lingură. Furculiță. Lingură. Linguriță. Pahar. Natura. Iarbă, copac, brad, nu cer, brad, pământ, adjective, plină, goală, ud, curat, rău. Verbe. Doarme. Bea. Merge. Privește. Cântă. Mâncare. Mic dejun. Desert. Mâncare. Apă. Suc. Cuvinte combinate. Gât lung. Morcov portocaliu. Cățel mic. Iar nu. E. Plapte cald. Păr scurt. Haine. Tricou. Pantaloni, fes, haine, șosete. Cuvinte combinate 2. Apă rece. Lup rău. Farfurie plină. Tata se joacă. Pisici curate. Așadar, Vlad a avut în total 5 greșeli, dintre care la 4 s-a corectat singur, a rămas cu o singură greșeală. Oricum, 5 din 50 ar însemna undeva la 10%, adică 90% a răspuns corect, din prima. Iar la 4 a revenit. Deci putem spune că ai niște rezultate excelente. Super, bate palma. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Până data viitoare, la revedere! Și nu uitați, spor la treabă!